Ține-te bine, prietene! Acești internauți au dat peste niște chestii înfricoșătoare în viața reală, dar cred că tu vei dori să stai departe chiar și de aceste poze. Imaginează-ți că te-ai îmbarcat într-un Boeing uriaș care se pregătește să decoleze. E prima dată când te afli într-un avion. Erai speriat, dar oamenii îți repetau cât de sigur e zborul cu avionul. Te-ai convins că totul va fi în regulă când, dintr-o dată, pilotul face un anunț tulburător. Bună dimineața, oameni buni! Zborul nostru a fost anulat din motive de siguranță. Se pare că un roi de albine zboară aproape de una dintre aripile noastre și va trebui să le îndepărtăm înainte de decolare. Trebuie să spun, asta e o premieră! Iar eu aș vrea să cobor, vă rog! Acum, să spunem că mereu o iei pe cel mai lung drum spre muncă. E unul dintre momentele tale preferate din zi, deoarece te poți bucura de o plimbare liniștită și de un peisaj frumos. Treci pe lângă un iaz noroios, așa cum faci de obicei, când ceva ciudat îți atrage atenția. Ce naiba ar putea fi asta, te întrebi? Aparent, este o colonie de viermi roșiatici care pur și simplu există acolo. Cred că mi s-a întors puțin stomacul pe dos. Ai călătorit vreodată cu rucsacul în spate în jurul lumii? Dacă da, atunci probabil că ți-ai făcut griji pentru un singur lucru, ploșnițele de pat! Primul lucru pe care îl faci când ajungi într-un hostel este să verifici salteaua. Cel mai rău lucru este să dormi într-un pat plin de aceste mici creaturi, iar apoi să fii nevoit să-ți speli toate hainele în dimineața următoare, doar pentru a nu răspândi molima. Dacă mă întreb pe mine, se pare că o ploșniță și un gândac s-au certat în patul acestei persoane și asta e ce-a mai rămas. Lăsând gluma la o parte, treaba asta mi-amintește de rămășițele unui gândac. Care gândac? Habar nu am! I-aș spune acestei femei și tuturor proprietarilor de pensiuni să folosească un fel de protecție pentru saltele, pentru ca turiștii să nu-și mai facă atâtea griji din cauza acestor mici creaturi. Tocmai ai câștigat o excursie all-inclusive în Hawaii! Ah, plaje cu nisip alb și apusuri uimitoare! Doar să ieși din hotelul de lux în care ești cazat și să faci plimbări lungi pe plajă îți aduce o imensă bucurie! Dar stai puțin, ce e asta? Se pare că un homar și-a pierdut coada și rămășițele au plutit până pe nisip. Dar, potrivit experților, acela nu e un homar. Homarii nu și-ar pierde doar coada. Pare a fi un fel de izopod. Izopodele sunt crustacee care seamănă cu creveții și homarii. De aceea ai crezut că e un homar, nu? De asemenea, arată ca niște oniscidee uriașe. Știi ce sunt acestea? Cineva a avut o infestare cu oniscidee în casă și treaba asta nu arată ca ceva cu care ai vrea să ai de-a face. Imaginează-ți că-ți petreci zilele vânând aceste creaturi minuscule pe toată mobila ta. Nu mulțumesc! Când eram copil, îmi plăcea să le fac farse oamenilor. Dar îmi sărea inima din piept atunci când cineva îmi făcea o farsă. Bănuiesc că persoana care a dat peste acest lucru pe peretele biroului său nu a avut o reacție prea plăcută. Dar, hei, poate că e vorba de karma, nu? Roata se întoarce, corect? Imaginează-ți că e o dimineață însorită de duminică și că ai plecat într-o drumeție cu cei mai buni prieteni ai tăi. Ați urcat pe un versant destul de abrupt acoperit de vegetație până la genunchi. Știi ce înseamnă asta, nu? Insecte! Lucrul grozav la insecte este că nu încetează niciodată să ne uimească. Există varietăți nesfârșite, unele extrem de rare și bizare, altele nemai văzute până acum. Prima întâlnire a fost cu vietatea asta, care a căzut de pe spatele câinelui tău. Seamănă cu o sămânță de jackfruit care s-a împerecheat cu un păianjen. Și ăsta e rezultatul acestei uniuni. Să sperăm că e doar o insectă bizară și nu e amenințătoare în vreun fel. De asemenea, șoseta ta și-a găsit câțiva prieteni pe parcurs. Uită-te la numărul de căpușă pe care le-a protejat șoseta ta. Data viitoare când pleci într-o drumeție ca aceasta, ar trebui să folosești ceva care respinge insectele. Ideal, ceva puternic și eficient, cum ar fi treaba asta cu ultrasunete care dezorientează căpușele, astfel încât ele nu vor găsi niciodată drumul spre șosetele tale suculente. Și apropo de insecte, facem un test rapid pentru a afla dacă ești genul de persoană care iubește sau detestă activitățile în aer liber. Imaginează-ți că este dimineața de vreme și că tocmai te-ai trezit într-o casă izolată, aflată în adâncul unei păduri. Ieși afară și primul lucru pe care îl vezi pe verandă este un șarpe care trece întâmplător pe lângă tine. Ai face un selfie cu el sau ai încuia ușa și te-ai ascunde sub pătură cât mai repede posibil? Sau poate că te-ai trezit, ai deschis ușa de la intrare și ai văzut o insectă care năpârlește. Ai vărsa o lacrimă de fericire sau ai fi dezgustat de ce-ai văzut? Adică, uită-te la ea, pare a fi un pui de Pokémon, atât de drăguț!
Ah, e vară, perioada mea preferată din an. Poți să stai la piscină până seara târziu sau să te întâlnești cu prietenii și familia la un picnic în aer liber. Dar există ceva care mă scoate din sărite: albinele. A mânca în aer liber înseamnă de obicei să fii nevoit să împarți o parte din sucul tău sau din mâncarea ta delicioasă cu un grup de albine. Măcar dacă cineva genial ar fi inventat ceva care să țină albinele departe de mâncarea noastră, cum ar fi o frecvență ultrasonică pe care am putea să o punem la boxe, sau un fel de cuib pe post de momeală, care să fie mai interesant decât mâncarea mea. Oh, sau poate ăsta? Cred că ăsta e câștigătorul. Simplu, dar eficient. O să-l încerc și o să-ți spun dacă a funcționat în cazul meu. Cel mai bun lucru după o zi grea de muncă este să te întorci acasă. Cu excepția cazului în care ești întâmpinat de acest lucru. Adică, cum a ajuns păianjenul ăsta aici dacă locuiești într-un apartament la oraș la kilometri distanță de orice verdeață adevărată? Ăsta e un mister pe care nu-l voi rezolva niciodată. Îți duci fetița de 5 ani să se joace în parcul din apropiere. Îi place să scormonească în pământ, așa că imediat ce ajunge acolo, începe să sape mai ceva ca un câine din rasa Jack Russell Terrier. O privești cum se distrează de minune când deodată observi o chestie strălucitoare albastră care se târăște afară din groapă. Ce naiba? Te gândești în sinea ta? Îl apuci cu un băț și îți dai seama ce e. Un miriapod. Știi? Chestiile alea care te ard cu picioarele lor veninoase. Cel mai bine e să-l pui înapoi în gaură și să te duci în alt parc. Dacă ai putea alege orice film sau serial TV în care să trăiești, pe care l-ai alege? Cel mai probabil ar fi vorba de o comedie romantică, nu-i așa? Bănuiesc că nu sunt prea mulți doritori care ar alege să trăiască ca un personaj din The Last of Us, nu? Dar mi se pare că această persoană a avut un moment a la Joel, dacă mă întreb pe mine. Chestia asta care iese din litiera pădurii este o ciupercă, care seamănă cu o mână de om, adică arta imită viața sau este de fapt doar o chestie uriașă și scârboasă. Îți amintești când am vorbit despre cei care cutreieră lumea doar cu un rucsac în spate? Aparent, această persoană a pus o grămadă de haine la spălat și uscat și iată cum arăta filtrul uscătorului după aceea. Sunt poate 100 de mici prieteni acolo? Din curiozitate, știi de ce se numesc ploșniță de pat dacă se ascund pe podea și nu în pat? Ele se tărăsc până în patul cuiva în timpul nopții pentru că pot detecta emisiile de dioxid de carbon, adică îți pot simți respirația. Dacă ăsta nu e un scenariu de film de groază, atunci nu știu ce ar putea fi. De unde să încep cu chestia asta? Aș spune că această piesă a fost de fapt o recuzită dintr-un film de Tim Burton, care s-a pierdut cumva și a ajuns în coșul tău de legume. Ar trebui să fie o ignama, dar are forma mâinii lui Grinch, doar că e albă în loc de verde. Oh, Doamne, nici în cele mai nebunești vise nu putem să inventez așa ceva!